Bine v-am găsit! Cred că toată lumea știe deja că atât timp cât trăim, învățăm și ne formăm. Și există oameni care ne ajută cu treaba aceasta, chiar și după ce părăsim băncile școlilor sau ale universităților. Este vorba despre Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente, o asociație care dezvoltă proiecte atât naționale cât și internaționale pe diverse teme de natură educațională și socială. Iar pentru a afla mai multe despre activitatea acesteia, ni s-a alăturat astăzi Diana Huber, cofondator al organizației și director de programe. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și salutări de la Timișoara! Spuneți-mi, vă rog, sunteți cofondator. De ce ați înființat acest centru? Din ce nevoie? Mă gândesc că a plecat, nu? De la o nevoie? Bineînțeles, nevoia comunității noastre locale, care evident comunitatea s-a extins după aceea, în a avea acces la experiență de învățare, experiență de formare profesională și nu numai, în contact cu mai extinsa comunitate europeană, cu profesioniști, colegi din alte țări care poate trec prin aceleași situații, care pot oferi modele de bună practică, pentru care și noi putem oferi modele de bună practică. Și deci nevoia principală pentru care noi am început acest demers acum aproape 20 de ani a fost acela de a ne crea o comunitate în care să învățăm dincolo de bariere geografice, bariere lingvistice și a împărtăși cumva ceea ce înseamnă experiența de învățare. Așadar, programele pe care le organizați sunt atât teoretice cât și practice? Absolut. Organizăm programe, în primul rând, pornind de la nevoile unui anumit grup, nevoi de dezvoltare fie în zona profesională, fie în zona personală de învățare permanentă. Sunt programe care, atunci când pornesc de la nevoile concrete ale grupului țintă, sunt cumva și coordonate și motivate de interesele acestui grup țintă. Sunt activități și teoretice, dar mai ales sunt activități practice de schimb de experiență, de dezvoltare de materiale pentru a fi folosite la locul de muncă, pentru a fi folosite în situații personale. Sunt ceea ce în limba engleză se cheamă hands-on. Sunt activități foarte practice în care oamenii au ocazia, împreună cu persoane din alte țări, să își dezvolte propriile materiale de formare. Adică aplicăm acel concept de expert la cerere, nu expert care vine și predă. Ok. Aș vrea să vă întreb care sunt cele mai des întâlnite solicitări. Ați spus că vă mulați după grupuri. Ce au nevoie oamenii să învețe? Ce și-ar dori să cunoască mai în detaliu? Ca să mergem foarte, foarte practic, avem de exemplu grup de învățare pentru educatori din învățământul preprimar. Ok. Și persoanele care lucrează la grădiniță, avem un grup deja făcut, ne-au contactat și au spus că sunt interesați să înțeleagă tot ceea ce înseamnă legat de reciclare, legat de dezvoltare de materiale care pot fi folosite în procesul de formare, plecând de la obiecte pe care le găsim în mediul înconjurător, să integrăm povestea cu sustenabilitatea, cu reutilizarea lucrurilor, atât pentru cadrele didactice, ca să înțeleagă la nivel teoretic cum poate fi implementat acest principiu, dar și pentru copii. Ce se poate face practic cu copii, ce activități pot fi gândite la nivelul unei comunități în care, în acea comunitate, se află o grădiniță, de exemplu. E o activitate cât se poate de practică și atunci, împreună cu educatori din mai multe țări, am făcut un grup
activități se desfășoară și online și face-to-face. Avem ocazia, în cadrul unui proiect, să cofinanțăm deplasările participanților noștri în alte țări și împreună au învățat, de exemplu, cum să creeze o hartă a comunității, cum pe acea hartă să puncteze unde pot găsi diverse resurse reciclabile, împreună cu comunitatea de părinți și împreună cu copiii de la grupă, să găsească variante interesante de a folosi materialele puse la dispoziție de diverși operatori economici, împreună cu copiii să gândească cum ar putea copiii acasă să preia ideea și să dezvolte mai departe materiale și în curriculum general care se întâmplă într-o grădiniță, cum pot fi integrate și folosite efectiv ca și auxiliare de predare materialele dezvoltate într-un astfel de concept. Asta este așa un exemplu foarte practic și cred că merită menționat faptul că toate experiențele de formare pe care noi le oferim sunt cofinanțate de Comisia Europeană și această cofinanțare este obținută prin munca colegilor mei și a mea și a managerului nostru de a scrie granturi. Aceste granturi fiind obținute prin diverse programe, cel mai accesibil publicului, să zicem, ca și idee, este programul Erasmus. Am înțeles. Ce alte domenii de activitate mai atingeți? Mă gândesc că sunt sau există o gamă destul de largă. Sigur că da, există. Ca și domeniul de activitate, e unul și e suficient de cuprinzător încât să avem de lucru de acum până încă 100 de ani. Domeniul de activitate este acela de formare profesională și personală continuă. Atunci nu m-am exprimat lucrăm, eu poate cum trebuie. Mă gândesc la ateliere. Sigur că da, lucrăm cu adulții în principal, dar avem și un departament care se ocupă de proiecte pentru tineret. Și acolo lucrăm cu tineri, inclusiv cu tineri și minori, deci inclusiv sub 18 ani. Pentru ei sunt programe specifice cu activități de formare în ce înseamnă să fii cetățean activ, ce înseamnă să te implici în comunitatea locală, ce instrumente ai la dispoziție pentru democrația participativă, cum poți să-ți faci auzită vocea la nivelul administrației publice locale și de ce administrația publică locală ar trebui să te ia în seamă pe tine ca tânăr membru al comunității din care faci parte. În general, cam astea sunt subiectele pe linia de tineret. Pe lângă asta mai discutăm un pic mai mult decât educație civică, inclusiv acel punct problematic cu care se confruntă toate statele membre, democrația participativă. De ce să ne implicăm? Și dacă sunt sub 18 ani și încă nu votez, de ce totuși este important să iau parte, să înțeleg ce înseamnă votul, să înțeleg de ce e important? Și de aici mai avem ce înseamnă să avem grijă de felul în care vorbim în public, să nu avem un discurs discriminator, să nu avem un discurs care instigă la ură, care instigă la violență, ce înseamnă bullying-ul, cum să am grijă să nu iau parte la așa ceva, chiar și involuntar. Tot ceea ce înseamnă partea de respect în democrația participativă. Și grupurile pe care ne-am nișat cumva sunt, de exemplu, tinerii din mediile rurale destul de izolate geografic, care nu au acces la ce poate unii tineri din marile metropole au acces. Tineri care nu sunt în partea de formare profesională sau în partea de educație obligatorie și nici nu sunt angajați, adică sunt undeva într-o zonă gri în care nu sunt nici în grija statului, nici nu sunt la școală, își caută un loc de muncă, dar nu foarte activ. Și atunci
E grupul pentru care noi vrem să intervenim și să le oferim experiențe de învățare interesante, încât să reducem distanța dintre ei și ceea ce înseamnă o formare. Pentru că de multe ori avem așa un fel de reacție de principiu negativă când vine vorba de iarăși să mă duc înapoi la școală. Corect. Asta este legat de tineri. Pe partea de educație pentru adulți, avem anumite grupuri profesionale cărora ne adresăm. Tot ceea ce înseamnă educatori, învățători, profesori, cadre didactice auxiliare, consilieri școlari, psihopedagogi, logopezi, specialiști în educația inclusivă, specialiști în dificultăți de învățare, oamenii care sunt în față când vine vorba de pedagogie, de științele educației, de tot ceea ce înseamnă conceptul pe care noi îl atașăm cu școala în general, dar mult mai mult decât școala în sine. Acesta este un grup de care noi ne ocupăm cu foarte mare atenție printr-o serie de proiecte pe care noi le avem fie în parteneriat, fie în coordonare. Avem ocazia să îi conectăm cu parteneri din alte state membre și împreună să dezvolte diverse metodologii de lucru în școală și în afara școlii, în funcție de diversele nevoi ale elevilor. Un alt grup de care ne ocupăm și este cumva area mea de expertiză, sunt profesioniștii care intră în contact cu lumea justiției. Oho. În principal, profesioniștii care lucrează în sau în contact cu penitenciarele și serviciile de probațiune. Aici lucrăm pe formare profesională continuă, dezvoltarea permanentă a unor competențe focusate pe învățare, focusate pe adaptarea la schimbările ce sunt din ce în ce mai rapide, vis-a-vis de învățarea permanentă vis-a-vis de digitalizare, de utilizarea inteligentă a resurselor de care dispunem, de management participativ, o mulțime de lucruri care au un impact real pentru acești profesioniști. Astea Așadar, sunt câteva exemple. sunt destul de explicite și mi se pare foarte interesant că cineva dedică atâta timp și energie pentru a-i învăța pe alții mai departe, ceea ce poate n-au avut ocazia să învețe la un moment dat. Dar voiam să vă întreb cum putem să devenim noi participanți. Pur și simplu vă contactăm sau ne înscriem? Cât de mari sunt grupurile? Cât de des există aceste activități pe care le propuneți? Cel mai simplu, evident, website-ul nostru, cpip.ro, acolo există contactele echipei. Lucrăm în două feluri. Odată la nivel instituțional și atunci avem parteneri în proiecte, ca de exemplu, să zicem, avem un proiect pentru consilierii școlari. Dacă avem ocazia și posibilitatea să invităm în parteneriat centrele județene de resurse psihopedagogice, atunci instituția în sine este parteneră și își selectează și își trimite angajații interesați să participe. Pe de altă parte, dacă în același proiect nu avem ocazia să invităm instituția, prin rețelele noastre pe care ni le-am format și de aceea suntem în permanentă căutare de colaboratori, contactăm oamenii și lucrăm la nivel de voluntariat. La ora actuală avem peste 300 de voluntari
În principal din zona școlară, pe de o parte, și pe de cealaltă parte din zona penitenciară. Lucrăm cu profesioniștii în baza unui contract de voluntariat, tot ceea ce înseamnă costurile aferente, participării la activități, noi le susținem din cadrul proiectelor și voluntarii noștri au ocazia să învețe lucruri noi, să intre în contexte noi de învățare și, pe de altă parte, ocazia să piloteze, ca să zicem așa, să experimenteze la locul de muncă sau acasă sau în activitățile lor din comunitatea locală, diverse metode, exerciții, exemple, lucruri practice noi pe care le-au învățat, participând încă și voluntar la activitățile noastre. Cât de mari sunt grupele? Pe un proiect lucrăm cu o grupă de 5-6 voluntari, nu mai mult. Încercăm să respectăm cât de mult se poate tot ceea ce înseamnă preceptele pedagogice în educația adulților, să nu avem grupe mari, să lucrăm concret pe interesul personal și profesional al participantului, să aplicăm întotdeauna principiul coproducției, adică nu venim noi cu expertiza. Noi venim doar cu un cadru nou, cu o reîncadrare, să zicem, a unor concepte pe care voluntarii noștri sigur le știu. Și atunci e un fel de învățare de la egal la egal. Ceea ce cu siguranță ajută atât moral, nu? Mă gândesc. Absolut, pentru Și că spuneți. este un impact foarte mare în momentul în care scoatem participanții din cadrul formal, pentru că nu se așteaptă. Și discutăm despre activități în limba engleză. Deci totul se Ceea desfășoară în ce, limba engleză. absolut, engleză pentru toate felurile, în toate complexitățile, în toate variantele, nu există o engleză standard. În cadrul proiectelor discutăm despre o engleză europeană și subliniez acest aspect pentru că frica principală a adultului este: vai, dar eu nu știu să vorbesc în limba engleză. Deși absolut toată lumea știe și se descurcă la un nivel suficient încât să poți să comunici cu un alt coleg din altă țară. Până la urmă, mă gândesc că și alți colegi din alte țări, cum ați spus, poate se gândesc la același lucru. Dar fiind puși Absolut. în fața aceleiași sau Aceleași. da, aceleiași tip de persoane, atunci ne trece cumva teama aceasta de a fi inferior celorlalți. Și la o masă unde avem colegi din Portugalia, din Italia, din Danemarca, din Norvegia, constatăm că dacă nu găsim cuvântul, putem să-l desenăm, dacă nu ne iese cu desenatul limbajul mimico-gestual, dăm din mâini, expresia facială, găsim altă limbă, poate comună și întotdeauna dinamica este extraordinar de frumoasă și la finalul unor experiențe de genul acesta, participanții capătă mult mai multă încredere în a utiliza cunoștințele de limba engleză. Chiar dacă nu este ăsta scopul în sine, pentru că nu predăm limba engleză, dar Da. experiența în sine de învățare este una fantastică. Clar, este un plus la tot ceea ce se întâmplă până la urmă. Ce dificultăți ați întâmpinat de-a lungul celor 20 de ani? Dificultățile sunt, la urma urmelor, provocări și din ele creștem. Există o foarte mare mitologie, cel puțin în spațiul balcanic, nu doar în România, dar în spațiul balcanic, în privința așa numitelor fonduri europene. Idei preconcepute, să zicem, ale participanților, că e greu, că e complicat sau că nu e pentru mine.
își fac doar lor proiecte, încă unul pe listă și nu o să știm ce se întâmplă cu el. Genul acesta de mitologie urbană în privința proiectelor europene, care mitologie noi o demontăm de fiecare dată când avem ocazia să colaborăm, mai ales instituțional, și se vede că principalul lucru pe care noi îl promovăm și în care credem cu tărie este responsabilitatea faptului că investim banul public. Fondurile europene sunt fonduri publice, sunt colectate la nivelul statelor membre ca urmare a impozitelor pe care le plătesc toți cetățenii din Uniunea Europeană. Este un ban public extrem de prețios și primim un buget ca să îl investim, nu să îl cheltuim. Că aici e o altă discuție lungă și lată între colegii de breaslă, că bugetul este de fapt o investiție și este o investiție nu atât în noi profesioniștii care lucrăm în managementul de proiecte, cât este o investiție în oamenii care participă la experiențele de învățare. 100%. Aceasta este investiția directă a Comisiei Europene prin marile politici publice de educație a adulților pe care Comisia Europeană le promovează și pe care statele membre, unele le adoptă, altele nu, unele susțin, altele nu. Și atunci, societatea civilă, organizații așa ca CPIP-ul, sunt o altă cale a Comisiei Europene de a finanța politici publice în educația adulților, care nu țin neapărat de administrația publică sau nu țin neapărat de decidentul politic al unui stat membru. Și este direct exemplul democrației participative. Noi, cetățenii, beneficiem de faptul că toți cetățenii statelor membre își plătesc impozitele. Și atunci n-ai cum să nu fii conștient de banii cu care lucrezi. N-ai cum să nu să fii iresponsabil. Este investiția în voluntarii noștri, în oamenii care participă la experiențele de formare. Aici este un mit care trebuie demontat și repetat la nesfârșit. Este o investiție, nu este un buget de cheltuit. Și atunci trebuie să fim responsabili pentru ceea ce oferim adulților care doresc să participe la experiențele de formare. Pentru că la finalul zilei este un construct european. Construim cu toții, prin aceste proiecte, ceea ce se numește cultura europeană și identitatea europeană, identitatea de a fi cetățean european, ceea ce mie mi se pare fantastic. O altă Ne și oferă dificultate. sentimentul acela de apartenență, cumva. Absolut, și oferă sentimentul de apartenență unor profesioniști care poate în mod normal nu au acces, nu au ocazia, nu au șansa de a intra în contact cu alți colegi din alte țări. Și a vedea că nu este la noi cu mult mai rău, nu este neapărat în alte părți cu mult mai bine. Demontăm expresia aceea românească de câinii care umblă cu covrigi în coadă. Nu este cazul, adică stăm bine, suntem ok, ne descurcăm, la fel cum și alți colegi din alte țări se descurcă și atunci punem împreună cumva experiențele și vedem că aparținem aceleași culturi. Ce vreau să mai spun legat de dificultăți, dificultatea și dorința în același timp a instituțiilor publice de a participa la astfel de proiecte, de a fi parteneri în inițiativele pe care noi le inițiem. Dorința există, dar este și dificultatea pentru că, din păcate, nu avem suficientă expertiză la nivelul personalului care lucrează în administrația publică. La noi. Nu avem la noi. Nu avem o școală a managementului de proiect
în adevăratul sens al cuvântului, și aici nu fac referire la cursuri de scurtă durată, care eventual pot să creeze o curiozitate, dar niciodată o persoană care participă la un curs de scurtă durată nu va putea intra în breaslă, ca să zic așa, și să știe ce are de făcut. E un pic de marketing exagerat și de aceea, de câte ori am ocazia, îmi exprim dorința de a avea la un moment dat, într-un centru universitar, o formare de elită în ceea ce înseamnă managementul proiectelor europene, pentru că fonduri există, cât nu avem noi capacitatea de a atrage. Ok. Deci, Practic, ca trebuie să să fac învățăm. referire, trebuie să învățăm cum și cum în mod corect și cum în mod autentic, respectând știința managementului de proiect. Pentru că și asta este o știință la fel ca multe altele, cu limbaj specific, cu termeni specifici, cu instrumente. Corect. Și aici îmi place să spun că CPIP-ul este în leading position în ceea ce privește managementul tehnic corect al fondurilor europene. Într-adevăr, ne limităm acolo unde știm că avem expertiză, ceea ce înseamnă proiectele centralizate ale Comisiei Europene. Noi nu am ales să nu dezvoltăm mai departe departament pe implementarea proiectelor administrate din fondurile structurale, din Planul Național de Redresare, deci din acele proiecte care sunt cu autorități intermediare în România. Noi ne-am specializat pe proiectele care sunt direct coordonate de ofițeri de proiect de la Bruxelles, de la Comisia Europeană. Pe justiție, pe educație, pe antreprenoriat, pe mediu, pe o mulțime de linii directoare, dar am ales să lucrăm pe aceste proiecte. Ceea ce e foarte bine până la urmă. Dar mă bucur că ați menționat această ultimă dificultate sau provocare, ca să o denumesc așa, pentru că doream să vă întreb ce părere aveți despre educația de la noi din țară, deci în România. A eșuat într-o oarecare măsură în a forma generații și pentru a le pregăti pentru lumea reală după ce ies din școli sau facultăți? Este un subiect extrem de complicat, extrem de politizat. Eu, fiind absolventă de științele educației, fiind ca formare pedagog și având această specializare în a lucra în politicile publice europene pe educație, am avut ocazia să-mi acumulez o serie de și frustrări, și mulțumiri. Am avut ocazia să văd colegi de-ai mei de breaslă care au ajuns destul de sus în rândurile Ministerului Educației și să văd ce se poate face și ce nu se poate face. Din păcate, am avut ocazia să văd cum profesioniști foarte buni, specialiști în științele educației, nu au reușit să-și ducă planurile la bun sfârșit. Tocmai pentru că este dificil să fii specialist într-o lume de nespecialiști. Înainte de a face orice fel de comentariu cu privire la educația din România, eu vreau să fac un comentariu cu privire la disciplina științele educației. Din Sigur. punctul meu de vedere, acolo sau de acolo putem începe discursul. Atâta timp cât nu promovăm științele educației ca o știință în sine, la fel ca matematica, fizica, informatica, orice altceva, nu putem să avem pretenția ca acei profesioniști care lucrează în această știință să dețină corect toate instrumentele. Și atunci, dacă nu deținem corect toate instrumentele, cum vrem ca rezultatele noastre să fie pe măsură? Ori rezultatele noastre sunt resursele umane.
Și cred că de aceea ar merita pus focus, pusă presiune, aprinsă flacăra sub cazan, nu știu, mers cât de departe se poate, cât de vocal și de agresiv ca și concept trebuie în a pune pe agenda publică științele educației. Nu există reformă atâta timp cât nu deținem limbajul corect al științei. Când noi nu știm să diferențiem un obiectiv de învățare de un rezultat al învățării, ce reformă vrem să facem? Când nu știm să articulăm corect ce înseamnă o competență și o confundăm cu o abilitate, de exemplu, ce pretenții avem de la administrația publică să facă ceva anume? Și aici trag clopoțelul de alarmă colegilor mei care fac cercetare fundamentală în științele educației. Acolo ar trebui să ne îndreptăm în prima fază discuția și după aceea să vedem dacă a eșuat sau nu a eșuat educația. Ce punem în ea la început? Cadrul didactic. Cadrul didactic Da. este vocea fundamentală care dă tonul în tot ceea ce se întâmplă. Cum formăm cadrul didactic? De unde vine expertiza? Cum putem să formăm un cadru didactic atâta timp cât noi nu respectăm știința în sine, în momentul în care suntem o cultură care toată lumea se pricepe la educație, dar nu stăpânim limbajul? De acolo ar trebui început, pentru ca apoi să putem da profesioniștilor din politicile publice, profesioniștilor din managementul educațional, profesioniștilor din toată acea rețea de instituții care fac reforma, a le da instrumente corecte. Degeaba vrem să observăm o galaxie dacă noi nu am construit încă telescopul Hubble. Unde este telescopul nostru în educație? Unde este computer tomograful nostru specific în educație? Din punctul meu de vedere, acolo avem niște lucruri de dezgropat și de scuturat un pic de praf și de dus în discuție la nivel de agendă publică. Da. Acum că ați povestit și ați dat și exemplu și tot, mi se pare foarte corect ceea ce spuneți. Ar trebui, nu, să lucrăm de fapt de la rădăcină, să începem o reformă. Absolut, și să folosim instrumentele științei, limbajul corect, după care să putem măsura. Ori acești stâlpi sunt ceea ce înseamnă metodă de cercetare. Și nu duc în zona academică sterilă. Nu, sunt lucruri foarte practice, foarte interactive, pe care le putem face și care, așa cum am spus, duc la a oferi instrumente și date oamenilor care au în fișa postului să lucreze cu instrumentele și cu datele respective. Da. Mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră și aceea este, ca adulți, cum ne găsim motivația să învățăm din nou, să zic așa? Asta este o întrebare care e interesantă. O caut și eu ca răspuns aproape zilnic când mă trezesc, cum îmi găsesc motivația să o iau de la capăt în fiecare zi. Cred că cel mai important lucru e să punem un sens, o semnificație la procesul de învățare, pe care îl facem fiecare individual în fiecare zi. Fie că e mic, că e mare, că e într-un cadru formal, că este informal, că ascult un podcast, că mă uit la cineva pe YouTube care îmi povestește cum să-mi plantez grădina, că mă uit într-o carte să aflu, eu știu, vreo metodă de a face bugetul sau... Oricât de simple sau de complexe sunt activitățile de învățare, învățarea nu există
în afara afectului. Învățarea este afectivă, trebuie să îmi pese. Dacă nu îmi pasă, nu învăț. Și aici, ca o paranteză, va fi foarte interesant să vedem cum reușim, dacă mai reușim să mai schimbăm terminologia ce acum a intrat pe piață cu machine learning, învățarea pe care o face inteligența artificială. Nu, nu e inteligență și nu învață. Învățarea este specific umană pentru că se întâmplă exclusiv atunci când există afect, când îmi pasă. Deci, ca să pot să învăț, sfat pentru toată lumea, când vreau să învăț ceva, trebuie să-mi găsesc semnificația. De ce vreau să învăț lucrul respectiv? Ce semnificație are pentru mine? Și în momentul în care îmi găsesc motivul, îl ancorez în viața mea, îi văd rezultatul final, reușesc să-mi-l proiectez, învăț pentru că, atunci îmi va fi mult mai ușor. Dacă nu știu exact de ce învăț și la ce îmi folosește, este extrem de consumator de energie. Da. Doamna Huber, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi. Mie personal mi s-a părut foarte interesant tot ceea ce ați povestit, tot ceea ce faceți și mă bucur să aud că există oameni care încearcă să facă mai mult decât poate, nu știu, ni s-a lăsat până la un punct. Vă mulțumesc mult pentru ocazie. M-aș bucura să existe platforme din ce în ce mai multe unde profesioniștii în științele educației să poată ieși la public, cum s-ar zice, și să povestim despre știința educației. Cu siguranță o să mai avem ocazii. Până data viitoare, vă doresc o zi frumoasă să aveți și spor în toate! Numai bine.